Peste 60 de antreprenori din Republica Moldova și-au prezentat produsele la București, la un important eveniment de stabilire a relațiilor comerciale. Timp de două zile, oamenii de afaceri, basarabeni și români au făcut schimb de experiență și au încheiat și contracte de colaborare. În perioada 23 și 28 noiembrie, antreprenorii din Republica Moldova au prezentat la București mobilă, vinuri sau produse alimentare. 36 de companii care își doresc să intre pe piața din România, să aibă rețele de distribuție, să se întâlnească cu potențialii retailer, buyer din România. De la primele ore au fost deja încheiate 3 contracte. Vinurile din Republica Moldova, în măsură de 70-80%, sunt exportate. Piața din România rămâne a fi piața numărul 1 de export a vinurilor îmbuteliate. Am avut multe întâlniri, zicem, de succes. Urmează să continuăm negocierile și colaborările. Deja avem ceva schițat, precontractat. În cadrul întâlnirilor de afaceri, antreprenorii din România au avut ocazia să ia contact cu diverse companii producătoare și exportatoare din Republica Moldova. Este un eveniment menit să pună față în față producătorul cu acel cumpărător, în speță cu buyerii companiilor internaționale, pentru a sări peste tot ce înseamnă birocrație. Ne-am axat pe companii de vin, de fructe, companii de impact, să zicem, mai puternic în Republica Moldova ca și producție și cerere mai mare în România, pentru că sunt mai cunoscute produsele. Încercăm să îi ducem în zona în care să meargă direct la succes. Să zic. Suntem în aceste zile aici pentru întâlniri și identificare de interes din partea partenerilor din România, inclusiv discutăm despre proiecte comune, România fiind o platformă foarte bună și un hub pe care putem concentra produsele din Republica Moldova, dar și produsele din România. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Investiții din Republica Moldova și Ambasada Republicii Moldova în România, alături de consorțiul Gateway and Partners și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova-România, cu sprijinul proiectului Băncii Mondiale de Competitivitate a IMM-urilor.